Președintele Franței Emmanuel Macron vine la București. Vizita este programată pentru 15 iunie și va avea loc într-un moment special pentru Franța, între cele două tururi de scrutin ale alegerilor parlamentare. Mai multe detalii are Marcela Ferraru, editor al FNews la Paris. Programul vizitei este legat cumva de momentul în care loc această vizită. Cum spunea, este între cele două tururi ale alegerilor parlamentare și Emmanuel Macron nu este foarte sigur să obțină majoritatea absolută cum și-ar fi dorit-o. Este în competiție destul de acerbă cu Stânga Unită. Deci el vrea să arate în momentul ăsta că are o statură internațională, care are o statură de președinte și care are nevoie de o majoritate ca să-și pună în aplicare programul. Deci, din ceea ce s-a aflat până în prezent, el va merge în vizită la baza Cogălnicianu împreună cu președintele Iohannis să viziteze trupele franceze care se află acolo. De altfel, în programul care a fost anunțat pentru defilarea de 14 iulie, se spune că acest detașament va defila pe Champs-Élysées împreună cu reprezentanții din Est, printre care și România. Sursa de la Elize confirmă că se pregătește în acest moment o vizită la Kiev a președintelui Macron. Se speculează chiar că această vizită ar fi în continuarea vizitei la București, acest traseu ar fi București, Chișinău și apoi Kiev. Nu este o confirmare oficială, dar asta spun sursele de la Elize. Președintele Macron va anunța acolo, de altfel, o creștere considerabilă a contribuției franceze pentru armamentul, pentru înarmarea Ucrainei, mai ales o nouă livrare de tunuri Cezar, care sunt în acest moment cele mai bune tunuri din lume.